Salutare lume și bine v-am găsit la un nou review, la o nouă prezentare a unei mașini. De data asta avem un Audi A5 2015, motor 2.0 diesel, 190 de cai. Dar după cum puteți vedea, dacă priviți mașina din față, vă puteți uita ca la mașini străine. Avem aici număr de Europa. Să nu prezentăm mai mult. Avem farurile, sunt full LED, full option, cum s-ar mai putea spune. Da? Bara este stock. Să vă prezint și motorul. O să vi-l arăt așa mare. Nu mă pricep la mecanică, deci nu o să vă spun multe chestii despre motor. Cam așa arată. Aparent întreținut foarte bine. Avem jantele, sunt originale de la Audi. Pe 17 cauciucuri noi. Sunt all season. Nu sunt all season, nu? Ba da, sunt all season. Da, hai să vă prind din spate cum arată, ca idee. De data asta avem doar două evacuări. Tot stoc. Plăc un portbagaj e mare, dar nu o să vin mai arăt. Și acum să venim în interior. Hai, avem aceea, geamuri electrice, oglinzi retrovizorii tot electrice, faruri automate. Deci e totul. Bă, mașina asta, sincer, zici că e pentru handicapați, nebuni, că tot ce trebuie. Tu doar să apeși pe accelerație și ambreiaj și te dai puțin din volan, că în rest ai toate comenzile pe aia. Avem aici volanul, super frumos. Stați așa, mă dau mai în spate. Electrice, boss. Scaune electrice. Stai și acum am obișnuit cu ăla. A mea, fiți atenți. Da, bun, scaune electrice. Avem piele Alcantara combinată cu piele normală, însă avem husă. O să vă arăt în spate imediat. Tot la fel piele Alcantara și pe aici. Da, elegant. Avem aici computerul de bord cu toate opțiunile. Aici, na, tot ce aveți nevoie, radio, media, navigație, aici pentru a naviga pe computerul de bord, magazie de CD-uri, aici este clima, care este super complicată, toate instrucțiunile care sunt aici le vedeți în computerul de bord, adică toate stirele pe care vreți să dați mai încet, mai tare. Avem aici încălzire în parbriz și încălzire în geamul din spate. Aici este opțiunea start-stop, adică care nu știți, pentru când vă aflați în trafic, în momentul în care stați pe loc la un semafor, motorul se oprește și pornește în momentul în care luați, desigur, piciorul după ambreiaj, pentru că avem piciorul după frână, pentru că avem o cutie automată în 9 trepte, 8 trepte, a noua fiind marșarierul. O să vedeți puțin mai târziu cum funcționează, desigur. Aici avem senzorii de parcare și ESP-ul. Ce mai avem de prezentat? O cotieră reglabilă, șmecheră. Aici unde ceva să ne punem băutura, alte nebunii, tot la fel, o scrumieră. Interesant. Foarte multe locuri pentru ținut chestii nu prea avem. De data asta, la Audi-ul acesta nu avem, cum să spunem, un torpedo pe buton, însă l-avem aici, da. Vezi, genule. Avem geamuri fumurii în spate, da, cât și luneta și, desigur, piesa de rezistență AdBlue-ul. Pentru o poluare mai puțină, pentru că este diesel. Da. Și cam atât, asta e mare parte mașina. O să revin cel mai probabil cu un car vlog și ne vedem de acolo.